Un loc din România are proprietăți vindecătoare datorită apei din stațiune. Câteva afecțiuni care pot fi tratate în locul miraculos sunt afecțiunile respiratorii și ORL. Conform știri.fresh24.ro, băile Govora, stațiunea situată în apropierea orașului Râmnicu-Vâlcea, este renumită și recomandată în tratamentul afecțiunilor respiratorii ORL, afecțiuni ale aparatului locomotor, precum și a bolilor asociate. Afecțiuni tratate la băile Govora: afecțiuni respiratorii, bronșita cronică, traheobronșite, emfizem pulmonar, status post-infecții respiratorii repetate, bronșiectazii fără episoade hemoptoice, astm bronșic alergic, infecțios, infecțio-alergic, sechele post-pneumactorii, afecțiuni ORL, rinosinuzite cronice, sinuzite operate, rinofaringite cronice, laringite, afecțiuni ale aparatului locomotor, reumatism generativ, spondiloze, gonartroze, reumatism secundar infecțios, disfuncții post-traumatice, afecțiuni neurologice periferice, afecțiuni neurologice centrale, afecțiuni hepatobiliare, afecțiuni ale aparatului renal, afecțiuni metabolice, hipotiroida, diabet zaharat tip 2, etc. Climatul stațiunii balneoclimaterice băile Govora este continental moderat, cu influențe mediteranene, având efect sedativ datorită predominanței aeroionilor negativ și a încărcăturii minime cu polenuri alergogene, umiditatea fiind relativ constantă. Astfel, se creează condiții ideale pentru desfășurarea activităților de tratament balnear, relatează știri.fresh24.ro.